Auzi, mă gândeam că noi ne știm de când tu făceai acele întâlniri la Atene Palace. Ții minte? Țin minte că tu, Nadine, ai venit la una dintre întâlnirile noastre de la Atene Palace și că ai vorbit atât de frumos încât doamnele care erau prezente acolo la întâlnire în sală au plâns, te-au aplaudat în neștire. A fost un moment de mare emoție. Dar Cred nici că... măcar, nu mai știu, vorbeai despre maternitate sau ceva de genul acesta? Nu avem Nu. copilul, nu știu eram la început cu copilul, dar cred că ăla era debutul meu în direcția asta de gânditor și de... Cred că atunci îmi făceam debutul, fără să... Ți-ai făcut debutul într-un mod excepțional pentru că toată lumea care a fost prezentă acolo nu a uitat apariția ta și discursul tău. Dar uite, am început așa abrupt. Nadine Voandru Apostolescu, îți mulțumesc din toată inima că ai acceptat să fii interlocutoarea mea în interviul acesta pentru Romanian Radio London. Îți mulțumesc și eu tare, tare mult că m-ai invitat în emisiunea ta. Spune-mi în ce țară ești acum. Știu că ai plecat de acasă, dar poate ne povestești și nouă, celor din Marea Britanie, și avem ascultători în comunitățile românești de peste tot din lume. Ce te-a apucat să pleci din nou de acasă, că nu e prima dată când pleci? Știi, vorbeam cu soțul meu acum câteva zile și spuneam că am vrea undeva la mai cald, poate în America, poate în Spania, și zic să avem și noi niște rădăcini, că nu putem. Și el stă un pic și nu înflori și zice, dar tu când ai avut vreodată rădăcini? Și după aia am dat timpul înapoi și într-adevăr niciodată, deși iubesc familia și iubesc căminul, îmi place să fiu nevastă, îmi place să fiu gospodină, ideea asta de gospodină, de nevastă, de mamă, de iubesc tot conceptul în sine, în cele mai profunde, dar real pot oricând să plec cu o valiză atât timp cât îi am pe cei pe care îi iubesc lângă mine și să mă relochez și să iau de la capăt oriunde. Acum sunt în Franța și îmi place foarte tare. M-a înghiontit ideea de plecare pandemia, însă este adevărat că după ce m-am întors din America, după cei 7 ani, mi-a fost foarte greu să mă adaptez înapoi la cultura noastră românească, la viața noastră de zi cu zi. Și cumva mai tot timpul aveam niște vacanțe lungi de câteva luni pe an și tot nu simțeam că nu mă regăsesc în cultura noastră, știi? Și atunci, odată cu pandemia, m-am simțit sufocată. Deși sunt vaccinată, port mască, nu despre asta este vorba, nu neapărat restricțiile m-au făcut să fiu sufocată, să mă simt sufocată, ci per total, mediul care se născuse la noi pe fondul acestei pandemii în România, felul în care noi, ca popor, am perceput această situație, m-a făcut să simt nevoia să zburd, știi, să rup lanțurile, cumva asta e ideea. Și acum, de exemplu, unde locuiesc, în spate am un cal și 2 măgăruși și o pajiște și locuiesc într-o poiană cu încă 4 case. Și aici, deocamdată, simt că pot să duc orice restricție și orice pandemie mai ușor. Pe mine mă miră deschiderea ta către aspectele astea ale vieții. Cum spui tu, eu iubesc să fiu nevastă, să fiu gospodină, să am pajiștea, căluțul, măgărușii, în timp ce toată viața tu ai fost vedetă. Și inclusiv în ultimii ani ai avut un proiect foarte bun și foarte frumos pe televiziunea națională, o emisiune cu mare audiență. Deci în același timp, tu ești o vedetă la televizor, te pozează paparații, apar în reviste, toată lumea se uită la tine. Cum Dumnezeu jonglezi cu aspectele astea așa de bine? Știi, am făcut o analiză de ce simt nevoia să-mi caut un alt parcurs în viață. Și am înțeles că îmi caut un nou parcurs pentru că nu mă identific cu cel pe care îl aveam. Și pe mine m-a afectat mental acest statut de persoană
publică, pentru că nu am fost pregătită pentru el, nu am fost educată pentru ce înseamnă să vorbești mai multor oameni, nu doar unei persoane, să greșești în fața mai multor oameni, nu doar a unui grup mic, să fii judecată de mai mulți, să te manifesti în public. Este nevoie de ușoară educație, de mai multă educație pentru a nu-ți pierde mințile. Și după m-a afectat la nivel de identitate. Nu aveam habar cine sunt, știam cine sunt doar dacă alții îmi dădeau o direcție. Și în timp s-a făcut un clivaj, s-a făcut o enormă disonanță între cine aspiram să fiu, cine simțeam că sunt și cine spunea publicul că sunt. Am fost la o emisiune și un membru din echipa emisiunii mă știa din 1800 toamna de la începuturile mele și îmi spune: wow, Nadine, ce bine joci acest rol. Zice, da, ai păcălit pe toți. Zice, mamă, și ce cuvinte scos pe gură. Zice, pare că le crezi 100%. Și mă uitam și nu înțelegeam despre ce vorbește. Și mă compara cu mine de la 18, 19, 20, eu având acum 40. Și i-am spus, crezi că este posibil să mă fi schimbat? Ai de tu, cum să te schimbi? Pentru că revin. Cine aspiram eu să fiu? Cine credeam eu că sunt? Cu cine mă percepea lumea că sunt? Erau două lucruri total diferite și cele din urmă m-au afectat mental foarte tare. Și de aia iubesc să fiu, pentru că sunt ancorată și îmi știu rolul de mamă, de nevastă, de gospodină, știu concret ce am de făcut de la A la Z. Iar când ies în public, acolo încep să bâșbui, știi? Sunt prezentator de emisiuni și cânt, bă, nu cânt, dansez. Dar mai dansez eu la 40 de ani, dar cum dansez la 40 de ani? Și aceste conflicte interne care nu m-au mai lăsat să-mi fac în armonie profesia cu care am debutat. Și sunt fericită. Dar te-ai descurcat excepțional, cel puțin în ultimul proiect de maturitate, nu? Unde ai avut un talk show cu invitații de calitate. Nu era nimic așa, doar divertisment sau scandal sau nimic, doar conversații de la suflet la suflet. Foarte bine a fost, nu ai simțit așa? Mulțumesc, așa este. Acolo m-am simțit cel mai bine ca și conținut editorial. Mi-a plăcut enorm să vorbim onest și simplu despre lucruri din punctul meu de vedere semnificative și să nu bat câmpii așa despre ce culoare de ojă purtăm în primăvara asta sau așa mai departe. Da, a fost foarte frumos și sunt sigură că tu te vei întoarce din când în când, așa cum te întorci acasă probabil în România din când în când și în televiziune te vei întoarce, fiindcă face parte din destinul tău. Vreau să facem un popas muzical, un intermezzo muzical. Spune-mi, uite, te întreb asta, am putea ilustra cu un cântec al tău? Am găsit ceva care să se potrivească și să poată fi ascultat și acum sau nu? Ai prefera să ilustrăm emisiunea la radio cu altceva? Da, am o piesă care îmi place în mod deosebit, se numește Prea tare și a fost dintre ultimele piese scrise, dar acum pe ultima sută, când eu deja nu mai știam cum să fiu cântăreață. Dar e o piesă foarte frumoasă. Am scris versurile în colaborare la piesă cu o echipă de băieți foarte talentați. Ai spus înainte să ascultăm piesa că nu mai știai cum să fii cântăreață, dar cum adică nu mai știai, că se pare că știai totuși? De ce, Nadine, sunt toate îndoielile astea și cât de folositoare sunt ele în planurile vieții tale? Nu le-am perceput ca îndoieli, le-am perceput ca pe acuratețea în a identifica în o direcție care să dea acuratețe pe cine vreau să fiu și cu cine, pe cine construiesc în mine, pentru că fiecare dintre noi poate investi în mai multe laturi ale sale, care se transformă fiecare latură într-un fel de personaj, corect? Da. Și atunci eu aveam, din multitudinea de lucruri ce puteam deveni, voiam să identific acea latura mea care este cea mai aproape de spiritul meu, de esența mea. Și aia era căutarea, nu era îndoială.
Am fost la Răzvan și Dani în emisiune. Cred că a fost și ultima oară când am apărut în calitate de cântăreață la televizor. Slabă, zveltă, înaltă, frumoasă, cu copil acasă, dar tot slabă, că eram în mentalul cântăreței, da? În mentalul femeii care își pune tocuri și pantaloni de piele mulați și sutienul ăla anume, care îți ridică sânii până în gât și e un mental, e o stare a minții anume, un personaj anume. Și am activat personajul ăla foarte bine la nivel vizual și m-am dus pe scenă. Aveam și cumva ca o trenă de... Pua! Eram din secolul ăsta, îmi plăcea de mine, fizic. Aveam trupa în spate, eram în față, Răzvan și Dani mă întrebau ceva, tu și mi se taie filmul, pentru că am realizat că foarte curând o să înceapă piesa și eu nu știu ce să fac cu mine. Era playback pentru că așa îmi cerea emisiunea. Eu având o, ei fac și live, dar mă rog, eu aveam, având un vartet în spate, nu se putea să-i cableze și eram playback. Și am zis, o să înceapă piesa, zic și înainte, m-aș fi dus de sus până jos și aș fi coborât și m-aș fi înduit și îndoit și m-aș făcut un fel și chip foarte sexy. Doar că eu am intrat în conflict cu ideea de sexy, dar nu la nivel conștient. În sensul că am scos din inconștient în conștient ideea că la un moment dat când m-a umilit ideea că îmi doream să fiu sexy. M-a umilit ideea și m-a redus faptul că mă bucuram atunci când oamenii mă etichetau așa. Și când am realizat ce bucuroasă eram la ideea de sexy, am simțit ca o înfrângere, știi? Ai fi putut să alegi să-ți dorești atât de multe lucruri, să devii atât de multe lucruri și te rezumi doar la fi sexy. Ce înseamnă asta, știi? Și foarte primitiv, foarte primitiv ideal. Și mi-am dat seama că eu pe scenă acolo eram sexy și aveam de gând să fac niște lucruri foarte sexy, pe care nu mai voiam să le fac și n-am știut cum să termin piesa. Și în timp ce cânta piesa și eu mă mutam de pe un picior pe altul, eu mi-am jurat că nu o să mai fiu vreodată pusă în situația de microfon în mână, pantaloni mulați, tocuri pe scenă și să trebuiască să mă îndoiesc sexy. Și țin minte că ori Răzvan, ori Dani mi-a zis ceva și eu mă uitam putâmpă pentru că mintea nu putea judeca și el zice, ce față de ascultare bună ai. Păi da, pentru că eu eram tâmpă. În momentul ăla m-am separat, știi? Am lăsat cântăreața acolo pentru totdeauna și am plecat. Și mi-am zis, dacă vreodată voi mai cânta, o să fiu din aia pe care nu le înțelegeam înainte. Îmbrăcată într-o rochie de sac cu picioarele goale care doar se manifestă artistic. Pentru că atunci am priceput, una e una, alta e alta, știi? Incredibil. Ai o deschidere de a mărturisi toate lucrurile astea, probabil pentru că ai avut nevoie să le înțelegi tu însăți și de asta le-ai disecat. Dar alții ar fi ales să nu spună mai departe prin ce a trecut, prin ce au trecut. Crezi că e de folos? Îmi este teamă să-mi fie teamă de ce ar putea oamenii să afle și eu încă să nu fi rezolvat despre mine în relația cu mine. Doi, cred că așa cum strămoșii noștri se adunau în jurul focului și destăinuiau și împărtășeau ce au mai descoperit prin alte meleaguri și așa am evoluat, cred că și frânturile mele de trăiri și experiențe poate ajută pe cineva. În secolul în care ne photoshopăm toate pozele și ne este rușine cu felul în care trupul nostru arată, cu celulite și așa mai departe, cred că este important, din punctul meu de vedere, să la un moment dat să aducem și ideea de cât de umilitor este să-ți dorești să fii doar sexy, știi? Adică pe mine, acum, la 40 de ani, mă scoate din minți că o fată de 20 de ani ca mine, m-au redus și alții și eu, colectiv, știi, și ne reducem, ne uităm la femei, da, mă, dar e sexy, nu mă lasă, depășind asta, mai e și altceva acel om, știi? Și mi-e mai ușor să vorbesc despre asta pentru că cu adevărat cred în aceste mesaje. Sunt mesaje foarte valoroase, cu siguranță, și care dau putere femeilor din lumea asta, dar eu cred că integrăm la un moment dat și partea asta de sexy, de frumusețe. Tu ești foarte frumoasă și eu am trecut de 50 de ani și sunt mai frumoasă decât eram la 20 de ani, dar așa se așează viața, le integrăm
o bucată câte o bucată și la final suntem și înțelepte și gospodine și cântărețe și sexy și toate într-un echilibru. Acolo e ideal să ajungi. La mine nu era echilibru și de cele mai multe ori în jur văd că nu există acest echilibru, că putem fi din toate. Categoric putem fi din toate. Tu ai o istorie tot așa de mare curaj și care este extrem de inspirațională pentru lume, istoria ta legată de educație și de faptul că ai reluat învățământul, ai reluat liceul, studiezi în continuare. Te rog mult, spune-mi și despre asta, deși tot așa, oamenii ar fi putut să te judece, să râdă de tine, să zică, ia, uite-te, ia la aproape 40 de ani e elevă la liceu. Dar tu ai ales să spui și când ai spus asta, oamenii te-au admirat. Asta mi se pare extraordinar. Pentru mine, una dintre cele mai frumoase revelații despre poporul român, despre această comunitate de oameni care alege să se manifeste în spațiul public, a fost atunci când a fost relația acestui public cu situația mea școlară. Mă așteptam la ouă și oțet, să fiu sinceră. Da. Mă așteptam și știam că sunt omul care poate să ducă și mesajul trebuie să meargă mai departe, pentru că eu pot să o duc, nu mă frânge. În schimb, faptul că nu a fost un om nici pe Facebook, nici pe Instagram, nici pe nicăieri, nici în presă, care să râdă de mine, ba din potrivă, să îmi încurajeze avântul și să mă felicite, am fost recunoscătoare pentru mine, dar mai mult decât pentru mine, pentru toate acele femei care îmi scriu pe mail și care vor să le dau curaj să se reîntoarcă la școală sau ce are nevoie pentru a se reîntoarce la școală sau cât de greu este de fapt la BAC sau... Și am simțit că am clintit și eu o pietricică în direcția asta adultului care are nevoie, adultul român, mai mult ca mulți alți adulți din altor popoare să se reîntoarcă la școală, având noi românii o reală problemă cu abandonul școlar. Și am făcut-o și sunt recunoscătoare că mi-a dat Dumnezeu minte și curaj să mă întorc la clasa a noua, la aproape 40 de ani și să mă duc în clasă să se uite toți acei colegi ai mei la mine ca și cum vin să predau ceva și după aia să vadă cum așez în bancă lângă ei și ei să creadă cu minți, nu scoteau unul un sunet, că mi-au tot povestit an la rândul și ei să se aștepte ca eu de acolo să încep ora, știi, de unde m-am așezat, din ultima bancă din colț. Și după aia să vadă că vine un profesor și că eu îmi scot caietul și pixul și acea nedumerire a lor, dar și eu ca observator știind, pentru că mai trecusem prin asta și la celelalte clase și... Să termin cei 5 ani de școală, pentru că fără frecvența înseamnă 5 ani, cu examene, cu emoții, cu copiat, cu doamna, vă rog frumos să mă iertați, de data asta n-am venit cu tema, dar promit că mi-am dat voie la o stare a minții totală de elev. Am avut profesori care mi-au mărturisit la sfârșitul liceului că... au fost reticențe în relația cu mine, fiindu-le teamă că o să vin să le cer favor, pentru că sunt persoană publică și nu-i așa, vreau să-mi faci tu temele sau vreau să mă ajuți cu temele sau vreau să-mi dai notă mai mare. Dar eu n-am îndrăznit niciodată să cer asta, pentru că realmente am fost un elev, au fost materii la care m-am milogit să mă lase corijente, cum ar fi geografia și mi-a zis, dacă înveți, m-a făcut cu degetul și am învățat și n-am intrat în acel joc ingrat în care pretind doar pentru că sunt persoană publică și poate aș avea bani să trec prin școală. Și le-am câștigat respectul și sunt recunoscătoare că ei mi-au spus despre asta, ca real să văd că dacă ai un comportament curat, oamenii te răsplătesc prin respectul lor. Și mi-a plăcut să le câștig respectul în școală, în liceu.
Chiar ai reușit să faci asta și iarăși ești la polul opus al tendințelor, pentru că știi cum se spune că România e țara doctoratelor plagiate și furate și al diplomelor cumpărate. Și tu te-ai dus și ai stat în bancă și ți-ai luat examenele. Incredibil. Cum privești, tocmai tu care ai trecut prin tot procesul ăsta, toate discuțiile care sunt reale legate de mari oameni politici care și-au furat diploma, care au plagiat la doctorat, cum vezi din perspectiva ta? Mi se pare că tratăm subiectul foarte ușor. Pot înțelege de ce, pentru că le este teamă unii de ceilalți și de ce-și fac ei acolo. E o lume a lor închisă în care o mână o spală pe cealaltă. Este rușinos, eu aș fi intrat în pământ de rușine dacă s-ar fi aflat că, nu știu, aș fi intrat în pământ de rușine. Și ce nu înțeleg este de ce să nu îți dorești acea satisfacție virtuoasă de a fi făcut munca. Și real, să strat cu strat, să adaugi în tine informațiile acelui doctorat, informațiile acelui bacalaureat. Alice, eu îți spun, în clasa noua când am intrat, eu am învățat lucruri despre care nu auzisem în viața mea și aveam aproape 40 de ani. Și eu m-am întrebat și îmi venea în jurul meu, măi, oameni buni, dar voi nu v-ați dat seama că eu nu aveam habar de ce e aia sau ce e aia? Sau... Cum m-ați lăsat să trec așa prin viață? Și voi ați învățat asta la 14 ani? Mi se părea, era ca o mascaradă. Sunt elemente de liceu, de clasa 9, a 10, a 11, a 12, acum cu siguranță sunt și de doctorat, pe care trebuie să le știi. Ele se vor vedea în felul în care vorbești, în felul în care mergi, în felul în care te manifesti prin viață. Nu, real, nu poți păcăli. Și este frustrant pentru mine, mai ales că se transmite un mesaj în către popor. Merge și așa, știi, când vine vorba de educație. Și după aia românii se miră de ce culeg doar căpșune și sparanghel. Pentru că una cu una se leagă. Ele sunt relevante și sunt conectate. Este... Nu, eu n-aș putea dormi noaptea de rușine. Uite că alții pot. Deci și aici suntem diferiți în capacitățile noastre, în aptitudinile noastre și în felul de a ne struni emoțiile. Suntem foarte diferiți. Da. Da. Într-adevăr. Da, primele acum sunt la universitate în America. Nu am, indiferent de că fac cursuri de matematică, de biologie sau de ce fac eu, prima lecție este plagiatul. Și mi-a plăcut. Da, am nevoie să știu ce înseamnă să fur de la altul. Am nevoie să știu ceea ce poate eu, cred că nu e furt, că este de fapt furt. Și mi-a plăcut că mă învață întâi să nu fur de la altcineva, știi? Mi-a plăcut asta. Spune-mi, cum ai decis să mergi mai departe cu învățământul? Cum ți-ai ales universitatea aceasta pe care o urmezi acum? Și de ce nu te-ai oprit? Până la urmă, probabil că inițial ai zis vreau să trec de bacalaureat și mai vedem după aceea. Și totuși văd că urci treaptă cu treaptă și te bănuiesc că nu o să te oprești curând. Le spun și celor care își doresc să se reîntoarcă la școală și îi spun și copilului meu deseori când își face lecțiile că treci de un punct, asta fac cei care te duci la sală și renunți și spune stai 21 de zile sau nu știu câte și îți promit că o să devii dependent de sală. Eu dependentă de sală n-am devenit, dar de învățat am devenit. Prins gustul la a avea habar, prins gustul la a citi printre rânduri, prins gustul la a face parte din această conversație globală pe care îți recunosc. De multe ori am fost și încă sunt pe din afară pentru că nu înțeleg subtext, nu cunosc istorie suficientă, nu cunosc geografie suficientă, biologie suficientă, nu sunt nuanțe. Și cei care decid direcția lumii au habar de aceste nuanțe și vorbesc parcă doar în nuanțe. Și revin la... Pe mine nu mă umilești dacă îmi spui că sunt îmbrăcată prost. De ce nu dormeam eu noaptea? Nu mă umilești dacă îmi spui că nu am rădăcinile vopsite. 2 lei, nu înseamnă nimic. Dar mă umilește să știu că toată lumea știe ce a făcut, ce s-a întâmplat în istorie la anul 1000, așa, și eu n-am habar.
Pentru că asta pentru mine este umilitor, să nu pun și eu umărul la direcția în care merge umanitatea. Pot pune umărul la direcția în care merge colecția iarnă-toamnă celor cupliuri. Pot pune umărul într-acolo, dar pot pune umărul la acești oameni pe care îi știu, îi cunosc, încerc să știu despre ei astăzi. De exemplu, am citit doar Petrarca, Sonete și Keats. Și stăteam așa cu răzămată în cot, Doamne, zic, Petrarca l-au premiat italienii la 1300 și ceva și tot atunci și Franța, azi vrem și noi să-l premiem. Zic, oamenii aia la 1300 identificau ce înseamnă un talent în poezie. Unde eram noi românii la 1300? Dar ca eu să pot ajunge să dezvolt acest gând și să mă uit cu mai mult respect pentru către poporul nostru și către câte am durat de n-apu ca și el, bietul de el, să aibă un premiat sau să premieze pe cineva în literatură la 1300, trebuie să am habar, trebuie să stau realmente aici la măsuță cu lampa, să deschid cărțile, cărți în care au investit generații. Și eu am privilegiul de a avea ochi și a citi, ști să citesc. Cum să renunț la așa ceva? Am prins gustul la asta, Alice, și vreau să văd ce mai e dincolo, ce mai e dincolo. Și am zis lui bărbatul meu, eu la 80 de ani o să învăț. Nu știu ce fel de student o să mai fiu și la ce cursuri așa, dar eu am o listă pe perete plină de cursurile la care vreau să particip pentru a înțelege, dacă tot am această existență umană, cât de departe pot să o duc la nivel semnificativ. Deci ce studiezi acum în America? Eu credeam că studiezi un fel de psihologie, dar înțeleg că e literatură dacă citești poezie. Nu, citesc, ca să vezi ce interesantă programă am, că vezi programa mea, aș face tricou cu ea. Eu studiez psihologiei, dar acum am în semestrul ăsta, că sunt în semestrul 2, am psihologie cognitivă, am făcut psihologie generală în primul, mă rog, dar pe lângă matematică și altele am literatura lumii și a experienței umane. Ce cât frumos! Literatura lumii și a experienței umane. Pentru că, da, aveam să aflu din paginile manualului, sunt interconectate. Noi avem legătură cu Mahabharata, și cu toate odiseele și cu omul care este azi, care umplă pe pământ, are rădăcini în Platon și așa mai departe. Și îmi place să văd aceste conexiuni și Să am și eu habar despre aceste conversații universale, umane. Mi s-a făcut pielea de găină, deci este înălțător ceea ce găsești acolo și ești chiar privilegiată. Și noi toți cei care putem accesa splendoarea asta, cunoașterea și măreția, suntem privilegiați. Alice, când îmi sting lampa seara, că acum sunt la biroul meu, când îmi sting lampa seara, mai rămân un minut pentru că regret că trebuie să mă duc să mă culc. Eu mi-am cumpărat un scaun special care se poate lăsa pe spate pentru că mă doare spatele de cât stau să învăț. Am fluturaș în stomac și mă uit înainte să văd ce capitole urmează ca să-mi facă wow și să învăț despre asta și să învăț despre asta. Simt doar recunoștință pentru faptul că am liniște și pot să acumulez această informație. Recunoștință simt. Îndrăznesc să întreb și asta, pentru că oamenii se vor întreba cum îți permiți totuși asta, să stai și să studiezi. Te ajută probabil soțul tău și ți-o ocupă el de partea de susținere financiară a familiei. Am spus, spun tuturor prietenilor mele, m-am măritat bine. La barza chiară Dumnezeu a făcut cuib. Realmente sunt o barză chiară căruia Dumnezeu i-a făcut cuib. Nu știu, că am plecat amândoi de la același nivel. Al meu era chiar un pic mai înalt, că la 20 de ani când ne-am cunoscut câștigam foarte mulți bani cu turneele și aveam casa mea în centru cu 3 camere deja la 20 de ani. Însă ceva s-a întâmplat și acum lui financiar îi merge bine, iar eu pot să-mi permit să fiu elevă. Și nu știu cum ar fi fost de aia toate mămicile și toți adulții care se duc la școală și au serviciu sunt eroi și au și copii. Nu știu cum pot face. Da, într-adevăr e greu. Da. Și soțul tău deci poate lucra la distanță sau v-ați găsit, nu știu, și-a găsit un job în Franța și puteți să lucrați acolo? Sau pandemia are și avantajul ăsta că puteți lucra la distanță?
Alice, eu sunt strategul familiei. Eu am fost și am întotdeauna am fost un strateg pentru mine. De când eram de când aveam 6 ani și am intrat în casa de copii, am știut, deși nu înțelegeam la 6 ani timpul și unde sunt ca locație, eu știam că o să ies de acolo și că o să fiu cântăreață și îmi făceam un plan, da, cu mintea. Un plan pe care l-am urmat în mod obsesiv pentru a ajunge unde sunt. Acum, de când m-am căsătorit, nu nemai fiind doar eu în această strategie, evident că i-am implicat și pe ei în mod armonios. Eu lucrez la planul ăsta de a mă reloca de vreo 5 ani și am editat viața noastră de 5 ani, tot o editez, ca la un moment dat s-a nimerit ca pandemia doar să dea ultimul avânt și să o fac un pic mai repede. Și, cumva a venit în folosul planului meu și a idealului meu. Dar unde suntem nu este întâmplător. Nu a fost o decizie, bă, ce-ar fi dacă, hai să vedem cum și-o împlezni eu. Nu, a fost multă strategie la mijloc să ne putem permite să lucrăm de la distanță, să avem tot în România și să locuim în Franța. De exemplu, el face naveta. O dată pe lună vine o săptămână în București, iar eu vin o dată la câteva luni. Da. Partea asta de strategia ta e ceva, tot o calitate foarte puternică a ta și ai așezat-o inclusiv într-o carte în care ai povestit despre sistemul tău foarte bun de a-ți ordona Corect. informațiile în acele borduri, nu? Da. Poți să-mi spui câteva lucruri despre asta și poate, uite, cei care ne urmăresc, inclusiv acum, care poate încă n-au citit cartea ta, își pot face începând de acum sistemul ăsta de strategie pe care tu l-ai sintetizat și explicat așa de frumos și curat. Cartea se numește Îndeplinește-ți visurile și planul tău cu tine, e scoasă de editura For You. Mi-am dorit să fie această editură pentru că ei scoteau multe cărți, dintre cărțile pe care eu le citeam, eram fan al acestei zone de dezvoltare personală. Și se numește Dream Board, da? Are ca subtitlu sau titlu Dream Board. Ideea este că, din punctul meu de vedere și a altora, că n-am inventat eu sistemul, americanii l-au inventat, eu doar îl făceam de când eram copil, fără să știu că asta fac. Decupezi imagini, simbol, pentru un ideal al tău. De exemplu, pe dreamboard-ul meu pe care l-am înfășurat și l-am aruncat înainte să vin în Franța, pentru că s-a încheiat, adică am îndeplinit acel dreamboard, aveam câteva obiective turistice din Franța, aveam casa mea din Franța, aveam acest country. Zona asta de country a Franței, aveam pisicile mele, aveam universitatea din America, mă rog, aveam mai multe, dar una dintre ele știam că va fi universitatea la care îmi doresc să merg. Pui pe o bucată de carton mare niște imagini care devin imagini simbol a lucrurilor pe care dorești să le îndeplinești, mașina pe care ți-o dorești, pui un cuplu dacă îți dorești o relație, pui verighetă dacă îți dorești o căsătorie, pui un bebeluș dacă îți dorești și copil, casa dacă o pui de 2 camere, cam de 2 camere o să-ți iasă, o pui de 6 camere, de 6 camere ți iese. Cei pot viziona secretul, documentarul dacă nu mai știu, că a fost de mult, prin 2000 parcă. Acel documentar ilustrează foarte bine ceea ce eu am scris în carte. Și însă aceste imagini lipite pe această bucată de carton trebuie ținute la vedere pentru că ne păstrează mereu în contact cu idealurile noastre. Ai un dolar, nu știi ce să faci cu el, îl pui în cutia, în pușculiță, pentru că în fața ochilor tăi este cărarea, este drumul, este destinația. Nu mai ești confuz, oare ce să fac azi? Dacă știi că vrei să te duci în Franța, când ai 5 minute libere, faci o oră de franceză, faci 5 minute de franceză. Și te ordonează la nivel intern întâi și după la nivel extern. Adică la nivel extern prin comportamentele pe care le faci, iar la nivel intern prin gânduri. De exemplu, eu când aveam cineva întârzia, abia așteptam să închid ochii și să zburd în viața pe care mi-o doream, cum ar fi fost să fiu în Franța, să mă duc la supermarché în Franța, să fiu cu copilul, cu soțul, să spunem bonjour. Și cream această lume interioară pe care
așa cum și Secretul o spune și multe alte scrieri o spun, te întâlnești cu ea în cele din urmă în plan fizic. Tu te-ai întâlnit aici în Franța, uite, ai vorbit despre limba franceză, vreau să te întreb și asta. Cât de important este să știi limbile străine în țările în care te duci? Tu ai fost și în America, acum ești în Franța, cât de bine știi engleză, franceză și poate știi și alte limbi, nu neapărat doar astea? Eu franceză nu știu deloc. Și nu atât știu de încă. Franceză, încât în urmă cu câteva zile m-a oprit o femeie pe stradă să mă întrebe ceva și m-am precipitat și am reușit să-i spun Mon français est mort. Măcar ai găsit o expresie poetică. Corect. Umanista din mine. Pe ea a umflat-o râsul, iar eu eram perplexă. Cum, Doamne iartă-mă, n-am găsit alte patru cuvinte să spun și să iasă de acolo, că nu... Ca să înțelegi nivelul meu de franceză. În schimb, pentru mine, când vine vorba de... Eu am o relație foarte bună cu intuiția mea. Când vine momentul de să sar, nu mai stau că da, dar știi că poate n-am bani suficienți, dar știi că n-am slăbit suficiente kilograme, da, dar știi că nu știu limba. Fac saltă și după aia văd. Și ca dovadă, că asta e frumusețea destinului, când asculți ce îți transmite, încotro zice că e timpul să mergi. Ce a fost, ce mi s-a părut mie iar splendid, eu centrez și eu dau cu capul în viața familiei mele ca direcție. Însă din momentul în care am venit în Franța, n-a mai fost vorba despre mine. Și eu am intrat pe un plan al treilea. Este vorba despre soțul meu, despre copilul meu, cărora lor li se întâmplă niște lucruri fabuloase aici. Ei vorbesc franceza, ei se descurcă, ei au deja prietenii și au unde să se ducă. Iar la mine este vorba despre această măsuță cu lampă, nu, și nicio limbă să nu știu, că nu despre asta, nu despre mine e vorba aici. Iar pentru mine este ca o matcă, pentru că eu doar atât vreau să fac, eu doar să învăț, nu vreau să-mi bată capul nimeni cu nimic. În schimb, viețile lor au înflorit, deși am avut teamă că iar eu voi centra și voi da cu capul într-o franceză pe care nu o cunosc, într-o țară pe care doar eu mi-am dorit-o, știi? Da, mă emoționează și mă încântă ce-mi spui și eu sunt într-un fel în aceeași situație. Deci așa, eu am zis, hai să plecăm în Anglia, pe urmă o vreme i-am lăsat pe ei singuri aici, eu m-am întors, am zis, nu pot să stau acolo, mă duc acasă și acum am revenit și universul a fost atât de bun încât a zis, uite, nu trebuie să te amesteci cu nimeni din afară, te duci la un post de radio românesc, vorbești cu oameni pe care îi cunoști, tu ești în lumea ta și cei din jurul meu tot așa, sunt în cea mai mare fericire, prosperă, totul le merge bine, școlile le sunt excepționale, soțul meu e fericit și mulțumit și eu am intrat în bula mea. Da. Pentru că ai făcut... Da. Am făcut același salt. Ne-am concentrat asupra lucrurilor bune și frumoase. Vreau doar să-mi spui, pentru că vorbim pentru cei care sunt plecați de acasă, ce este totuși greu și pentru tine atunci când pleci în altă țară, când o iei de la capăt? Este ceva greu și pentru tine? Eu, de fel, nu sunt un om ancorat în doruri, dar în doruri sau nostalgii. Cred că are legătură cu istoricul meu. Nu mi-am permis, nu mi-am dat voie, n-am încurajat. Și cumva am anihilat în mine orice direcție care nu se întâmplă acum. Odată pentru că în prima parte a vieții nu aveam undeva frumos unde să mă duc cu mintea, da, cu gândul, n-aveam niciun loc în care să-mi fi dorit să mă reîntorc, da, pentru că am plecat de la foarte rău și întotdeauna am dus spre mai bine. Și dacă m-am format așa, am rămas așa. Îmi și place să fiu dârză, îmi place să nu mă găsești... cu batista și înlăcrimată pe un colț de masă, știi? Și pentru că îmi place acest personaj, am investit mult în el, fără să mă afecteze mental, în schimb. Nu mi-e dor de borș,
Dar totodată, adică nu, sunt oameni care spun, bă, dar nu vrei și tu, mă, nu vreau neapărat, dar dacă mi-aduce și bărbatul mi-a adus niște plicuri acum de borș, m-am bucurat. Să-mi aducă și niște rădăcină de leuștean, accept cu recunoștință, nu mă tăvălesc pe jos că nu le-am, nu mă bosunflu că nu le-am, nu, pentru că eu cred enorm în starea minții. Eu când, când mă trezesc dimineața, am nevoie de o stare a minții în care să pot iubi, în care să pot să dau bună dimineața familiei, în care să pot să învăț. Nu pot să-mi îmbâxesc mintea cu că n-am văzut-o cu tărică, prieteni. Am nenumărate cazuri de oameni care s-au întors de la bine înapoi acasă pentru a le fi foarte rău. Pentru că așa s-a întâmplat. Și doar din cauza de doruri și nostalgii. Nu am doruri, n-am nostalgii și nu le cultiv. Da, e o lecție bună pentru toți cei plecați de acasă și care uneori, da, se tăvălesc de dor. Iartă-mă că te întrerup. Nu ne permitem doruri. Uneori ești în situații în care nu-ți permiți să-ți fie dor și doare cumplit și nu poți decât să mergi mai departe. Dacă ai de ales între viitorul copilului care este la școală într-o țară nouă și părinții care sunt acasă, din păcate, natura ne-a învățat că pe cei bătrâni îi lăsăm în urmă și ne concentrăm pe copii. Este cinic, poate, este, dar astea sunt niște realități pe care eu le-am absorbit foarte repede în sistem și am înțeles că, de exemplu, fratele meu este acasă, își dorește să fie aici. Muncim și de o parte și de alta care se întoarcă aici. Dacă el nu face bucata lui, el nu o să vină aici, o să fie trist. Aia e. Adică eu nu-mi permit acum să mă tăvălesc pe jos, că înțelegi, sunt niște realități și te pune la colț și ai de ales, te tăvălești pe jos sau capul sus și mergi mai departe. Capul sus și mergi mai departe. Contează, nu știu, disciplina asta și a lucrurilor care țin de partea fizică. Ce mâncăm, ce sport facem, ce apă bem. Ești foarte atentă și la lucrurile astea? Mi-aș fi dorit să fiu, obișnuiam să fiu, dar nu mai sunt. Și cred că nu mai sunt, acum asta vorbeam cu bărbatul meu de curând, cred că mie mi-a plăcut la nivel inconștient să-mi deteriorez trupul, pentru că voiam să lovesc în persoana sexy care eram și care nu mă lăsa să ies în afară și să spun, poți să te uiți un pic și în ochii mei, știi, ridică privirea, poți să te uiți și la mine. Eu, este important de subliniat contextul. Imediat după Revoluție, când românii nu văzuseră un negru în viața lor, mulți dintre ei, eu eram o mulatră splendidă, adolescentă, cu sâni, cu talie, cu picioare lungi, cum nu văzuseră nici în videoclipuri. Și nu puteam să ies din zona aia. Totul, eu încurajam acel aspect al meu pentru că îmi plăceau reacțiile pe care le aveam la adresa mea. Am trecut odată pe Bulevardul Victoriei în anii 90, s-a oprit circulația. Și nu mai plecau mașinile. Eu aveam o rochie fosforescentă roz pe mine de la, din târgurile de la turci, dacă mai ții minte cum era pe odinioară. E, numai că eu nu mi-am dat seama că stăteam doar în acea bucățică și nu conta ce spuneam, nu conta ce făceam, trebuia să mă întorc la fustița scurtă și mulată. Și mi s-a spus de nenumărate ori, ce te îmbraci așa serios, ce te-ai închis până în gât? Sau, da, de ce te ocupi tu cu prostiile astea? Nu mai bine îți pui tu o rochiță frumoasă, îți faci buzele. Și... În timp, tot acest gen de a se comunica cu mine și a spus cuvântul și cred, revin că acum într-o analiză, mi-a plăcut să deteriorez acel trup și să ies în afara mea cu lucruri pe care eu le-am perceput importante despre mine. Mă uitam la o poză când am pozat cu copiii de, în ziua de BAC, într-una dintre zilele de BAC, aveam niște pantaloni mulați și se vedea că am 80 de kilograme. În mod normal n-aș fi pus pantalonii aia pe mine, n-aș fi făcut poza așa, n-aș fi editat poza. Dar mă gândeam, de ce am ales poza asta, în care evident burta sare peste elasticul de la pantaloni, în care este evident că subțienul îmi face dâre de grăsime în spate. Pentru că voiam să subliniez că nu despre asta este vorba. Și cred că la nivel inconștient mi-am dat această comandă de a nu mă mai interesa, dar acum, de curând, văd că se face o schimbare. Și
iar analizând ce pun în farfurie și așa și sportul, fac 2 ore de sport pe zi, m-a îngrijorat, știi? Zic, o, Doamne, zic, revine cine am fost sau se completează cine am fost cu cine sunt ca armonios să fiu și înțeleaptă și sexy, cum spuneai tu mai devreme, știi? Și sănătoasă, pentru că după anumită vârstă a fi suplă, a face sport, a avea un corp tonifiat, sunt în primul rând niște atribuții ale sănătății. Deci, corect, se așează lucrurile, arăți excepțional. Eu te văd și arăți absolut excepțional și e firesc să fie așa. E o completare, sunt sigură. Ai spus că faci 2 ore de sport. Spune-mi ce sport faci 2 ore? Eu, Alice, vorbesc, am un ghid spiritual cu care vorbesc, da? E un partener în această viață, este din lumea spiritelor, este alături de mine, stăm în meditație, împreună comunicăm și îi mai spun și lui de fiecare dată că eu mă uit pe programe, la sala de sport, văd ce e și zic, mă, nu-mi place, în lumea asta materială, fiți că eu n-am găsit nimic care să-mi placă. Du-te tu și colindă lumea și adu-mi și mie, fă-o un... downloadează în sistemul meu mental ce, Doamne, iartă, m-aș putea să fac, să mă ridic de pe canapea de bună voie și să fac mișcare în fiecare zi, dar să vreau. Și este meritul lui, nu meritul meu. Am descoperit casca VR de realitate virtuală pe care mi-o pun pe cap și vreme de 2 ore fac sport virtual, dar cu efecte în viața reală. Și am început din greșeală cu un joc și aveam ceasul la mână care număra calorii și am văzut că în 2 ore am consumat 800 de calorii. 800 de calorii în 2 ore, muncești pentru o calorie, dezvine rău la sală. Și atunci mi-am făcut un print cu un 30 de zile challenge, le-am detestat pentru că niciodată îmi depășeam cea de-a doua zi. Și de data asta am văzut că se adună zilele și tot am pus abțipil pe fiecare zi în parte datorită acestei căști virtuale unde fac sport. Deci din a treia zi deja mi-am cumpărat genunchiere, mi-am cumpărat pantofi de sport pentru că prima dată făceam în picioarele goale în sufragerie. Dar treaba a devenit serioasă, Alice. Adică mami transpiră de... dar copilul este fascinat că el avea o trăznaie de asta, știi? Și prin el am descoperit. Și acum are și mami una. Și ne-am făcut semn care cască virtuală este a copilului, care al lui mami. Și când el se duce să se joace, vine și mami. Sau el vine când mami deja face. Și zic, dă-te mai încolo, să nu o încurci pe mami, că mami face sport, mami nu-i la joacă. Ce idee grozavă! Și copiii mei au VR și cască și așa. O să împrumut și eu de la ei și o să încep antrenamentul. Este o Alice, Doamne, deci eu sunt cu gura căscată de entuziasmul, de copilul din noi care vrea să se joace și adultul care culege beneficiile. De exemplu, alaltă eram făcut un antrenament nou, o febră musculară, tu abia m-am putut așeza pe pat să-mi dau jos pantofii de sport, știi? Te rog să încerci, ne adaptăm la secolul în care suntem. Foarte bine, să ne adaptăm și o idee excepțională. L-ai amintit pe ghidul tău spiritual și nu poți să-l las așa să treacă, fiindcă ne aude lumea și zice de ce n-ai întrebat. Eu te-am mai auzit vorbind și cred foarte mult în lucrurile acestea. Eu nu mă închin să zic, Doamne, ce zice fata asta. Într-adevăr, putem avea o călăuză spirituală din altă lume. Dar spune-mi măcar în câteva cuvinte, de când v-ați întâlnit, v-ați reîntâlnit probabil și cum s-a schimbat viața ta? Prima dată știu că l-am întâlnit când am intrat în casa de copii, în prima zi, în terapie, 30 de ani mai târziu, cu terapeutul vorbind despre experiența acestei viziuni, am concluzionat amândoi că s-ar putea să fi fost un prieten imaginar, lucru care se întâmplă copiilor după o situație traumatizantă. Am spus, în schimb, că aș vrea să tot mai vorbim despre, pentru că eu intuiesc că nu e neapărat un prieten imaginar. Și eu am stat și 5 ani în terapie, având mai multe de rezolvat, și am tot revenit cu subiectul. Eu am tras concluzia că nu este un prieten imaginar, în urma multor altor evenimente care s-au întâmplat de-a lungul anilor. Evenimente generate de meditație, dar și din senin în viața de zi cu zi întâmplându-se. Eu meditez de la 23 de ani în fiecare zi intens. Am descoperit meditația în Los Angeles la congregația budiștilor de acolo.
Am meditat cu toate ulcelele, cu sunetul pământului, și până când am ajuns în ani, până la ziua noastră, să fac o combinație foarte interesantă de înțelegere a neuroplasticității creierului și a felului în care funcționează creierul meu cu meditația. De asta mă și fascinează psihologia, pentru că la un moment dat se întâlnesc. Meditez zilnic și se dezvoltă un spațiu unde acolo poți comunica la un alt nivel. Și acolo m-am reîntâlnit de, nu știu, cam de vreo 10 ani m-am reîntâlnit cu ghidul meu și când nu am neclarități, mă clarifică, îmi dă claritate și scopul meu este să rămân pe linie de destin, să nu mă abat prea tare, știi? Și mă ajută să-mi amintească ce este esențial în destinul meu și cum să fac, pentru că asta este iar o problemă, nu? Bine, dar cum să o fac, că creierul uman are tot felul de ancore nefolositoare destinului. Și atunci, cu ghidul meu spiritual, îmi găsesc claritate. Să fiu să pic în picioare, cumva, să stau în matcă. Și să stai cu energia foarte înaltă, să ai o vibrație înaltă, pentru că dacă pici din energia aia, nu mai poți comunica cu ghidul tău spiritual. Deci asta e treaba ta, nu-i așa? Voiam să completez înainte, să exact cum să spui tu, voiam să spun să rămân în lumina lui Dumnezeu, dar n-am vrut să încurc pe cineva și să zică, păi una cu alta, se leagă, este ceva acolo. Vreau să rămân în lumina lui Dumnezeu și dacă sunt mereu în lumina lui Dumnezeu, sunt pe cale. Și când ieși din lumina lui Dumnezeu, mie mi se întâmplă câteodată când mă îmbolnăvesc, când, nu știu, când mi se întâmplă ceva rău din exterior, o spaimă mare, se întâmplă ceva, cad de acolo. Mie mi se întâmplă uneori, deși sigur că nu vreau și eu îmi doresc același lucru, să trăiesc în lumina lui Dumnezeu. Dacă ți se întâmplă și ție, poți să ne dai o variantă, cum te ridici la loc? De exemplu, eu ce mă scoate din lumina lui Dumnezeu este bârfa atunci când particip în a comenta negativ despre cineva. Se întâmplă ca aceste convenții sociale să ne pună la un loc cu niște oameni pe care ni-i dorim pentru că ne plac, numai că ei, așa cum îmi deschid niște ghilimele, hai de fată, lasă că doar zicem și noi, nu e mare lucru ce rău facem, dar eu știu că nu e bine să fac. Numai că dacă eu deosebit nu te rog, nu e frumos, nu știu, are mă toate prostiile, vii tu cu sectanții tăi acum, dar ce mare lucru am spus, dar eu undeva înăuntru știu că arunc cu mizerie energetică pe un om care nu merită. E, și atunci eu pot să separ, să renunț la acei oameni, pentru că altfel nu poți să te scoți de acolo, sau să rămân în mizeria aia care mă scoate din lumină. Și am terminat de curând o relație cu o persoană care așa știa să funcționeze, doar dacă din când în când mai toca pe cineva, dar tocam împreună și mi-am dat seama că nu aveam uneltele, n-am știut ce unelte să folosesc pentru ca a rămâne în relație, dar a rămâne și în lumea mea. Și a trebuit să renunț la relații. La 40 de ani îi zice că nu mai renunți la relații, pentru că e greu să găsești oameni. Dar îmi place atât de mult de mine când nu vorbesc despre oameni. Îmi place atât de mult de mine când nu spun tu și pe aia. Amă, mă lași, cu ce? Ce-s pantaloni aia? Nu se uită la ea? Nu pot. Și ele, aparent cu ghilimele de rigoare, sunt inofensive, că ce, te duci și dai una în cap, dar eu înțeleg planul ăla unde toate aceste mizerii se așează. Și din această pricină, nu sunt invitată la aniversări, telefonul nu mai sună de des, uite, vezi, avem acest, de când vorbim, nu o să mă întrerupă nimeni că nu sună. Sunt recunoscătoare, pentru că atunci când sună, rămân în lumină. Nu mai risc să... Eu nu am găsit altă cale decât... Întâi spun, mă doare foarte tare când spui ce spui sau când faci ce faci. Nu mai îmi oferi alcool. Am renunțat la alcool. Te rog, nu mai îmi oferi alcool. Oricum nu o să beau. Dar nu-mi place nici că îmi oferi alcool. Nu mai vorbesc despre alte lucruri. Și atunci, da, în general, în secolul nostru, dacă nici nu bei, nici nu vumezi, nici nu vârfești pe alții, unde să te mai duci? Și am făcut pace cu faptul că trăiesc o viață în solitudine
Și am înțeles că poate viața mea, deocamdată, trebuie să fie despre altceva. Și sunt recunoscătoare că am învățatul, dar la oameni nu mă mai pricep, nu mai am aceleași unelte pe care le aveam înainte. O să le recapeți și pe astea, să vezi. Deci e o etapă și te vei întoarce și la oameni cu alte instrumente de cunoaștere și de relaționare. La alți oameni, pentru că asta este un om ca mine, s-a transformat de la cer la pământ, sub ochii altora. Și pentru ei este greu de înțeles că eu care nu mă apucam de băut dacă nu aveam 4 sticle de vin pe masă. Nu mă apucam. Dintr-o dată vrea ceai și se simte și jignit dacă îi oferi alcool. Pot înțelege că e dificil pentru ei. Dacă nu ei, atunci poate altcineva, știi? Deci îmbrățișez schimbarea în toate planurile. Cei mai mulți oameni se tem de schimbare și tu, Nadine, ești un om care, oricât de greu ar părea celorlalți, mergi în direcția cea mai dificilă. Este, așa mi-a zis și bărbatul meu, dar o cale mai ușoară nu puteți să găsești, așa e. Ai ales calea grea și cea mai frumoasă, aceea care duce chiar la tine însăți și la fericirea ta. De acord, asta simt în fiecare zi. Îți mulțumesc din toată inima, Nadine. Să-ți fie bine acolo în Franța, să-ți fie bine cu școala ta americană care, uite, te învață lucruri așa de frumoase și noi rămânem să te citim și să te urmărim pentru că postezi lucruri foarte frumoase și foarte înțelepte, cu miez, cu lumină. Ești cu adevărat o persoană care ne inspiră și ne ajută să creștem și noi odată cu tine. Doamne, îți mulțumesc tare mult pentru cuvintele tale. Mulțumesc frumos, Ali, și sunt recunoscătoare pentru invitație. Și mulțumesc ascultătorilor tăi care au avut răbdare să ne asculte. Sunt sigură că a fost o încântare și pentru ei. Am oprit înregistrarea de radio și uite, mi-au la revedere și eu scoțându-mi căștile ca să avem înregistrarea și partea video pentru cei care vor să te și vadă pentru că te cunosc de atâta vreme. Mulțumesc din toată inima, Nadine! Da, mai stai un minut, Alice. Spune-mi de tine. Deci când ai venit? Cum ești? Cum? Opresc înregistrarea și mai stăm puțin de vorbă. Dacă o închid, nu știu Închid. cum. Sunt tu din nou. Sau Intrăm din nou. Da. vorbim, mă sunt tu pe telefon? Te sun.